Călin Popescu Tăriceanu face un anunț îndelung așteptat de toți primarii din România. Liderul ALDE a anunțat într-o emisiune televizată că va face demersuri în perioada următoare pentru ca guvernul să dea ordonanța de urgență pentru codul administrativ. Tăriceanu a precizat că este o măsură așteptată de toți primarii, indiferent de coloratura politică. Vă dau un exemplu. Vreau să dau și o veste primarilor din întreaga țară. Indiferent, nu fac distinție între cei care sunt din partidele care formează coaliția de guvernare și ceilalți care sunt în opoziție. Vreau să văd cât mai repede și facem în acest sens demersuri pentru ca guvernul să dea ordonanța de urgență pentru codul administrativ, care este o măsură așteptată de toți primari. Aș fi vrut să văd o dezbatere pe acest subiect. Codul administrativ al României a trecut în 2018 de Parlament, însă acesta a fost declarat neconstituțional în urma unui demers inițiat de PNL spre sfârșitul anului și a fost întors pentru reluarea de la zero a procesului de legiferare.